În acest weekend a fost mare sărbătoare în comuna hunedoreană Sălașul de Sus. Localnicii, dar și turiștii atrași de frumusețea recunoscută deja a poienii cu narcise, au avut parte de două zile pline de evenimente organizate de primăria Sălașul de Sus cu ocazia celei de-a 21-a ediție a Festivalului Narciselor, manifestare organizată în fiecare an în preajma sărbătoririlor Sfinților Constantin și Elena. Comuna hunedoreană Sălașul de Sus este renumită nu doar prin virșlii, care se produc aici după rețete tradiționale, ci și prin poiana narciselor, care se întinde pe o suprafață de aproape 20 de hectare la poalele retezatului, dar și pentru păstrarea cu mare sfințenie a tradițiilor. Ajuns la 21-a ediție, Festivalul Narciselor este una dintre tradițiile de suflet pentru locuitorii comunei, iar la evenimentele organizate anul acesta de primărie au participat cu mic, cu mare și sălășeni din toate satele comunei. Stimați oaspeți, dragi locuitori ai comunei Sălașul de Sus, dragi prieteni ai acestui loc binecuvântat, vă urez tuturor un salut de bun venit în numele cetățenilor comunei Sălașul de Sus, al Consiliului Local și al meu personal la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Narciselor. Vă primim cu multă bucurie la poalele retezatului, aici unde în fiecare an candoarea narciselor din poiana pe care le poartă numele ne amintește să prețuim viața și frumusețile ei primite în dar de la Dumnezeu. În acest an, Festivalul Narciselor coincide cu o sărbătoare foarte importantă, aceea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pe această cale, la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua onomastică și nu numai, la mulți ani și celor care sunt născuți astăzi. Deci așteptăm cu mare bucurie în fiecare an, în această perioadă, să ne revedem aici, la poalele retezatului, să admirăm narcisele, să ducem mai departe tradiția acestui loc binecuvântat. Dimineața de sâmbătă a fost dedicată copiilor, pentru care au fost organizate ateliere de lucru, dar și jocuri și competiții în poiana narciselor. Recompensați au fost toți copiii care, la îndemnul primarului, s-au dat pe tobogan cât a fost ziua de lungă. Vreau să vă urez bun venit tuturor, mă bucur că suntem și astăzi în număr la fel de mare ca în fiecare an. Sunt niște activități pe care noi, cei de la școala gimnazială Sălașul de Sus, în fiecare an le organizăm cu ocazia desfășurării Festivalului Narciselor. Ceea ce organizăm noi în fiecare an în Poiana Narciselor nu este altceva decât dorința și dragul de a arăta în ce comunitate frumoasă trăim noi. Succes la tot ce faceți și după ce se termină activitatea, doamna directoare a lăsat în sarcina mea să facă anunțul. Atât am vrut să aud. Deci după ce terminați activitatea, ne îndreptăm toți în centrul comunei, în Sălașul de Sus, unde vă așteaptă topoganul ca să vă puteți da până vă epuizați toată energia. Cum ți se pare marele premiu să vă dați pe topogan? Chiar frumos. Cum e pe topogan? Bine. Îți place? Da. Cum a fost sus la Poiana Narciselor astăzi? După masă, altă provocare, mini-campionatul de fotbal Cupa Narcisa, competiție continuată duminică dimineață de Asociația Județeană de Fotbal. Caravana fotbalului hunedorean s-a bucurat și ea de o bună participare, chiar dacă ploaia le-a cam dat de furcă participanților și publicului. Ne bucurăm că fotbalul ocupă un rol important în rândul comunității locale din Sălașul de Sus. Astăzi am avut o activitate desfășurată în cadrul unui proiect al nostru pe care ne dorim să obținem foarte multe rezultate, adică promovarea fotbalului mediu rural, un proiect pe care se numește Caravana Fotbalului Dorean, care îl derulăm cu sprijinul instituției prefectului județului Hunedoara, iar astăzi, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Sălașul de Sus, timp de 4 ore am oferit posibilitatea copiilor să joace fotbal, să facă mișcare și în același timp să admire un peisaj extraordinar. Seara zilei de duminică a fost rezervată petrecerii. Astăzi sunt deosebit de mândru să fiu în comuna Sălașul de Sus, la Festivalul Narcisilor, cel mai frumos festival din comună de aici și chiar și din județ, unul dintre frumoasele festivaluri. Vreau să-l felicit pe domnul primar care a organizat și organizează an de an acest festival, pe toți care particip și au participat la organizarea acestui festival și de ce nu să le transmit mult succes celor care vor cânta pentru publicul numeros, a spune eu, și nu numai,
cei care lucrează în primărie și pun atâta suflet pentru organizarea acestui festival merită să primească toate mulțumirile noastre. Pe scena amplasată în centrul comunei au urcat tineri interpreți de folclor din țara Hațegului, precum și interpreți consacrați, cum ar fi Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean, Bogdan Toma, Robert Târnăveanu, Amalia Otea, Norica Hațegan, Mariana Suciu, acompaniați de formația condusă de profesor Ionel Coza, iar atmosfera a fost întreținută și de ansamblul folcloric Hațegana, spectacol apreciat de publicul venit, chiar și din alte localități. Foarte bine, foarte frumos. V-a plăcut spectacolul? Foarte frumos, Doamne ajută. Super, super. Bine la anul. Super. Cum vă simțiți la Sălașul de Sus? Foarte bine. V-au plăcut festivitățile? Foarte, foarte frumos. Organizare foarte frumoasă. Din toate punctele de vedere, eu-s mulțumit. Ce părere aveți că se încearcă păstrarea tradițiilor aici la Sălașul de Sus? Noi ani de ani frecventăm de aici, suntem din Hunedoara. Sunteți din Hunedoara și veniți la... 7 ani venim fiecare an. Se pare o idee bună să păstrez. Da, 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 corect. Mai ales Poiana Narciselor e foarte frumoasă. Abia s-a încheiat ediția din acest an, ca administrația locală și dat startul pregătirilor pentru ediția de anul viitor, cea de-a 22-a.